Încep pregătirile pentru festivalul Munte, Munte Brad Frumos. Zona de nord a județului Mehedinți va fi gazda festivalului aflat la cea de-a 25-a ediție, care va strânge la Baia de Aramă concurenți talentați din mai multe județe din țară. Manifestarea competițională folclorică a devenit deja tradiție prin continuitatea sa de-a lungul anilor și prin promovarea folclorului muzical. Zona etnofolclorică, bogată în tradiții, Baia de Aramă, a fost și a rămas un reper pe harta festivalurilor de profil naționale. Astfel, încep pregătirile pentru realizarea acestui festival în data de 22 iulie, vor avea loc preselecțiile la Caminul Cultural din Comuna Ponoarele. Primarul orașului Baia de Aramă, Ionu Sudorescu, cunoscut pentru faptul că a pus mereu pe primul plan interesele cetățenilor, continuă să își arate angajamentul față de comunitate prin promovarea zonei de nord a județului Mehedinți. În acest sens, primăria sprijină cu entuziasm ediția de anul acesta Munte, Munte, Brad Frumos, care va avea loc în această regiune pitorească. Pași repezi, iată că a mai trecut un an peste noi toți și s-a apropiat cea 25-a ediție a festivalului Munte, Munte, Brad Frumos. Așadar, dragi iubitorii ai cântecului mehedințean, dragi privitori, vă invităm cu mare drag, noi, Primăria orașului Baia de Aramă, Consiliul Local al orașului Baia de Aramă, alături de Consiliul Județean Mehedinți, reprezentat de domnul președinte Aladin Georgescu și Centrul Cultural Nichita Stănescu din Dobreta Turnu Severin, manager doamna Tania Lein. Așadar, cu toții vă invităm să ne fiți alături în Valea Drebinei, la poligon, așa cum este cunoscută denumirea aici în orașul nostru din Baia de Aramă, în acel amfiteatru natural, în perioada 9-11 august. Preselecția, așa cum am decis împreună cu cei de la Centrul Cultural, va avea loc în data de 22 iulie, în sala Căminului Cultural de la Ponoarele, începând cu orele 10. Festivalul promite să aducă la oaltă locuitorii și turiștii pentru a celebra frumusețea naturală și bogăția culturală a județului. Evenimentul va include o serie de activități atractive pentru toate vârstele. Printre punctele de interes se numără concertele artiștilor locali și naționali. Laureații acestui festival și-au construit un destin muzical remarcabil. Festivalul Național de Folclor Munte, Munte, Brad Frumos fiind un moment semnificativ în evoluția lor muzicală, dar și în recunoașterea calităților vocale, interpretative, a repertoriului specific zonei de origine și a costumelor populare care au constituit valoarea prezenței scenice remarcată de membrii juriului, specialiști în domeniul etnologiei, folclorului, etnomuzicologiei.